seara, stimați telespectatori, bună seara domnilor profesori. Un moment important pentru noi astăzi. Ieri s-au întâmplat cei 9 ani de la stingerea lui Fărnuș Neamț. Și am alături de mine doi dintre profesorii care s-au ocupat o lungă perioadă de timp de studiu activității lui Fărnuș Neamț. Vorbesc aici despre domnul Constantin Ierminoiu, profesorul, și despre domnul Valentin Popa, profesorul și filozoful, prietenul nostru, cu care am mai făcut câteva emisiuni. Vorbim despre un Fărnuș Neagu care, în ultimii 20 de ani, lumea interesată de această parte a culturii care se cheamă literatură, a avut păreri relativ diferite. Unii care l-au iubit, l-au stimat, și printre ei sunt și dumneavoastră, noi. Sunt alții care l-au vorbit în fel și chip, ceea ce demonstrează încă o dată valoarea cu adevărat a unui om. Deci vreau să vă rog pe dumneavoastră să începeți. Când am vorbit despre Fărnuș Neagu. Da. Se împlinesc 9 ani de când Fărnuș a plecat în altă lume. Am avut bucuria ca într-o parte a vieții mele să fiu mai aproape de Fărnuș. Nu pot să-mi permit să spun că eram prieten, pentru că Fărnuș era mult prea mare ca să fiu eu un oarecare să fiu prieten cu el. În schimb, am avut o relație apropiată și faptul acesta s-a materializat la un moment dat într-o carte pe care am scris-o despre el, despre Fărnuș și eroii pe care i-a surprins în povestirile și în romanele sale. Fărnuș era o fire de o generozitate cu totul și cu sensul la patru. Un om de o așa generozitate cum, care te copleșea pur și simplu. Nu făcea niciodată caz de numele pe care le aveam în literatură, numele mare, numele uriaș pe care l-a avut în perioada dinainte de 1989 în literatura noastră. Nu făcea niciodată caz de felul în care era perceput de mari critici literari ai vremii. Era de o modestie. Când era vorba să vorbească despre sine, când venea să vorbească despre sine, prefera să treacă peste momentul acesta. Era de o modestie cum puțin, dar puțin oameni am mai întâlnit. Am avut o relație mai apropiată, în special în momentul în care a vrut tot din adinsul să cumpere de la moștenitorii legali casa părintească din Gradiștea, casă care astăzi este transformată în casă memorială, dar pe care, la vremea respectivă, vorbim despre anii 2000, după 2000, la vremea respectivă, erau și alții care aveau drepturi de moștenire. Printre care, să o luăm metodic. În această casă, această casă a fost construită de lemnarul Vasile Neagu, care era printre cei mai importanți meșteri tâmplari din, cel mai bun. Ioana Tudorache, o femeie pe care am cunoscut-o în anul 2002. Ioana Tudorache era fiica lui Ion Tudorache, zis Caramet, care practica meseria de tâmplar. Și Ioana Tudorache spunea în felul următor, la noi în stat erau 4 meșteri tâmplari, dar cel mai bun dintre toți era Vasile Neagu. Faptul acesta este de văzut și în casa în care s-a născut Fărnuș Neagu, dar este de văzut la arta la care tâmplarii ajunseseră în comuna Gradiștea, este de văzut și în casa bunicilor lui Fărnuș Neagu, care se găsește pe malul Buzăului, casa lui Ilie Miroslav, cu o dantelărie făcută în lemn absolut uluitoare, demnă de mari maestri ai prelucrării lemnului. Casa aceea a fost vândută între timp, mă rog, iar un destin așa, incert, a fost luat, nu știu dacă s-a mai conservat, că n-am mai fost de multă vreme la Fărnuș. Deci, în această casă a locuit Paraschiva Neagu și Vasile Neagu, familia Neagu. După aceea, aici s-au născut cei 3 copii, respectiv Fărnuș Neagu,
Nastasia, pe care o cunoaștem ca fiind doamna Marcela, astăzi profesoară de limbă și literatură română în Cornul Muncii din județul Suceava, și George Neagu, fratele lui Fănuș. George a murit în 1991. El a fost căsătorit cu Stoian, se numea ea, cu, nu lipsește acum prenumele ei, Stoiana, Stoiana Neagu. A murit în 2007 Stoiana Neagu. Și-au avut împreună doi copii, doi băieți. Unul dintre ei, Nelu, a fost polițist în Poliția Brăila și a murit în anul 2004, cred, într-o acțiune pe care poliția a avut-o cu aducerea unui infractor din Oradea. A plecat de la Brăila spre Oradea și la întoarcere a avut un accident îngrozitor, în urma căruia a murit efectiv. Acest Nelu a fost căsătorit cu Daniela Neagu, cred că lucrează în poliție și astăzi. Au avut două fiice și aveau și ele drepturi la casa respectivă. Ce vreau să spun este faptul că toți acești oameni aveau drepturi de moștenire al casei părintești din Gradiștea. Una dintre părți, nu are rost să o spun acum cine anume, a ridicat pretenția să fie descoperită și a cerut la vremea respectivă, pentru că suntem în anii 2000 până în 2005 oricum, a ridicat pretenția să-i se dea 150 de milioane lei vechi pe vremea aceea, dar care reprezintă totuși o sumă pentru, și pentru Fănuș și pentru toți ceilalți. Ceilalți, dinspre partea Nastasiei Vulturi, nu s-au ridicat pretenții bănești. Nastasiei Vulturi, zic acum, Marcelei Neagu este ea. În anul 2002 am făcut o ieșire la Gradiștea și am cunoscut o parte dintre personajele pe care Fănuș le-a prins în cărțile sale. Cel mai ilustru, așa, cel mai mi-a sărit în ochii mie, este cel care se găsește în două povestiri, Somnul de la amiază și Turturnul, este Luș, care era, de fapt, Marin Dună, vecin cu Fănuș Neagu. Marin Dună a participat la sărbătoarea de 70 de ani lui Fănuș din 2002, au și poze împreună, deși am pozele acestea. Ulterior a murit, în 2004 a murit. Felul în care Fănuș îl numește și îl descrie și îl surprinde în acțiunile sale pe Marin Dună este absolut remarcabil. Este absolut, absolut, este un absolut al prieteniei, aș putea să spun. Prietenie cu un om care era foarte simplu. Fănuș, când a terminat clasele primare în comuna Gradiștea, a fost îndrumat de către Mirica Drăgan, către școala pedagogică din Galați, ca să se facă învățător. Și, în generozitatea lui, Fănuș i-a spus atunci acestui Marin Dună, hai cu mine la Galați să ne facem învățători. Marin Dună mi-a povestit, în acel an, în 2002, mi-a povestit faptul că tatăl lui avea avere, zice el, la pământ, avea animale, și nu i-a dat posibilitatea să plece, pentru că nu avea cui să lase avutul respectiv. Așa se face că Marin Dună a rămas, casa se găsește și acum acolo, este locuită, cred că, de unul dintre fiii lui Marin Dună. Este o casă țărănească, frumoasă, curată, o casă adevărată, țărană adevărată. Și a rămas țăran Marin Dună, acest Luș din povestirile lui Fănuș. Un personaj care a fost coleg de școală cu Fănuș este Neclai Brotac. Stătea undeva pe mai spre râul Buzău. Casa din Gradiștea se găsește undeva aici, în vârful colinei, așa se spune, colinei sau colină neapărat, în vârful ridicăturii de pământ, unde este Gradiștea de sus. Iar Brotac locuia undeva spre malul Buzăului. Acest Neclai Brotac a trăit până
Când am publicat cartea în 2009, era în viață. Cred că după aceea am venit. El povestește cu mult, cu multă detașare și cu multă, cu multă bucurie, în același timp, felul în care mergeau la râul Buzău, felul în care făceau baie, felul în care se ridicau așa printre picioarele fetelor care notau acolo în râul Buzău. Mă rog, e o adevărată poezie. Mai prindeau pozițiile fetelor la biserică, da, exact. Și alte... Povestește de asemenea cum, cum porneau către râul Buzău, se duceau în... Mă rog, țineau porumbul familia Neagu, curățau fiulețile de porumb, încălecau pe ciocanul acela de porumb și se duceau cu calul în zbor la, la not. Așa spune Brodac. Mi-aduc aminte că prin 2008, chiar în 2009, lansarea cărții a avut loc chiar aici, a participat și domnul Mortu, chiar aici în școala care poartă numele lui Fărnuș Neagu. Mi-aduc aminte că Fărnuș mi-a zis atunci, să știi că personajele astea pe care le-ai prins tu, multe dintre ele povestesc niște basaconi, nu-mi vine să cred. Eu sunt convins că aceste personaje, ele însele fabulau în legătură cu copilăria, cu trecutul, cu felul în care l-au cunoscut pe Fărnuș Neagu, pornind de la faptul că ei știau că Fărnuș Neagu este un zdrăban al limbii și al, și al imaginației și al creierii acestei lumi fantastice, care este lumea gradișei în care a... Iar în timpul lui a fost într-o continuă devenire un asemenea zdrăban. Absolut. El a fost un mare năzdrăban al literaturii române și știm lucrurile acestea fără niciun fel de îndoială. Ce vreau să spun este faptul că i-am spus Fărnuș, poate spun niște bazacuri, poate niște, sunt niște invențiile lor, dar sunt personajele tale. Le-ai cunoscut, îi cunoști, știi despre cine este vorba. Și aș mai vrea să zic, nu știu cât timp am, aș mai vrea să zic încă o chestie foarte interesantă. Am cunoscut-o în această, în munca de documentare pentru cartea respectivă, am cunoscut-o pe Costina Creangă. Era, locuia în partea Gradișei de Jos, cam în dreptul școlii, fostei școli din Gradișea de Jos, unde acum cred că este o grădiniță. Era dintre țiganii satului. Ceea ce mi s-a părut mie extraordinar la această femeie extrem de simplă, la Costina Creangă, a fost faptul că îl vedea în Fărnuș un fel de om care ar fi fost în stare să le construiască și lor copilăria. De altfel, Fărnuș are o povestire care se numește Lișca, o povestire extraordinar de frumoasă în care țiganca pe care această lișcă, această ghicitoare în cărți, în tot felul de lucruri din acestea, mai puțin la îndemână așa, Fărnuș vorbește ca și cum ar fi fost îndrăgostit de țiganca respectivă și deci face pe noi, pe mine cel puțin, a strânit în mine așa o dragoste față de respectiva. Ei, așa era și Costina Creangă. Deci și păgânismele care ieșeau de acolo. Da. Până și păgânismele, sigur că da. Această Costina Creangă povestea ca și cum ar fi fost una dintre iubitele lui Fărnuș Neagu. Totul era așa învăluit într-o aură de prietenie care se afla undeva dincolo de prietenie. Au fost colegi de școală. Evident, această Costina Creangă a urmat două clase, nu mai mult. În probleme am și avut ca la o clase respective, l-am avut la îndemână, l-am văzut, l-am și copiat pe un ordinator. La vremea respectivă se puneau note, dar ceea ce era foarte important în catalogul respectiv era un fel de fișă psihopedagogică pe care o întocmea învățătorul clasei, învățătorul respectiv, e vorba de domnul Ionescu, care și-a scris o monografie o scurtă, o monografie a comunei Gradiștea. În această fișă psihopedagogică erau descrise
potențialitățile fiecărui copil, ce aș fi putut el să facă, ce aș fi putut el să devină. Și cu niște îndrumări, da, este extrem de interesant, sigur că da. Un psiholog? Da, 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 un învățător făcut la școala de învățători, veche de învățători, care știa să facă observație psihopedagogică, știa să îndrume copilul în sensul dezvoltării sale psihice. Cu vocație, adică. Trebuie cu vocație, sigur. Despre asta vorbim. Despre vocația de a fi învățător și nu despre meseria de învățător. Și acolo, în aceste descrieri din catalogul din anii 30, aproape 40, este scris negru pe alb că Fănuș avea abilități speciale de lectură, că citea foarte mult, că aceste lecturi erau vizibile în felul în care se comporta la clasă. Din păcate, această Costina Crangă, despre care am spus aici, n-a făcut decât două clase. Ea a rămas ceea ce a fost, însă vreau să aduc puțin discuția la momentul mai apropiat de timp. Acum câțiva ani am avut o elevă din etnia aceasta, din etnia romilor de acolo, Mărzac se numește, care a dat dovadă de o seriozitate extraordinară în pregătirea ei ca viitoare învățătoare și care actualmente funcționează ca învățătoare din aceasta de sprijin, cred că se numește acum, pentru copii romi din Gradișa. Ceea ce pentru mine este una dintre marile mele victorii pedagogice. Pentru că niciodată nu am mai avut în liceu pedagogic unde am fost cu elevă din aceeași familie, tot Mărzac, era abandonat. Ei, această Mărzac, nu mai rețin, cred că Elena se numea, prenumele, această Mărzac lucrează și acum în comună și dovedește că etnia are și elemente bune și elemente mai puțin bune. Ca și noi cei. Ca și noi ceilalți, categorii. Domnule profesor, iertați-vă că vă întrerup cele 7-8 minute cât mai sunt până la pauză. Vreau să vă întreb dacă putem să vorbim puțin despre această mare diferență. Eu văd o diferență, o contradicție teribilă între omul Fănuș Neagu și opera sa. E o zonă imaginară pe care până și eu, un biet inginer, am reușit să o văd în absolut toate cele câteva cărți pe care am reușit să le citesc în Fănuș Neagu, dar care nu se regăsesc mai mult decât în limbaj și în viața lui privată. Lucrul acesta este vizibil chiar din primul roman pe care l-a publicat din Îngerul a strigat. Eu spun, am spus și am avut discuții pe tema asta, eu spun că Fănuș începe Îngerul a strigat ca un mare prozator realist. E vorba despre marile mișcări de populații care aveau loc în perioada colectivizării, se promiseseră țăranilor dintr-o parte a țării, pământ în Dobrogea, și atunci a avut loc această mare migrație de la câmpie de aici, înspre Dobrogea. Ei, acolo, Fănuș, în descrierea acestei migrații, are o vocație de foarte mare romancier realist. Rezolvarea acestui mare conflict istoric, este vorba despre istoria noastră, despre un anume tip de istorie, rezolvarea o face însă în fantastic, într-o lume a imaginarului. Nu știu dacă n-a avut curajul să termine realist, nici nu cred că era posibil, nu cred. Nici nu era posibil la vremea respectivă. Așa, pentru că asta ar fi însemnat categoric, știi, în ce fel de... Ieșirea din comoditatea în care trăia de ceva vreme. Sigur că da. Sigur că da. Deci, și ieșirea, poate că chiar din viața literară, pentru că Goma așa a făcut și așa s-a întâmplat că literatura română l-a pierdut. Și noi l-am pierdut. Și noi l-am pierdut, categoric. Așa cred că s-ar fi întâmplat și cu Fănuș, dacă ar fi rezolvat Îngerul a strigat în cheia realistă în care începuse. Acolo este o dramă a unei colectivități umane, la începutul romanului, o dramă a unei colectivități umane în căutare de mai bine, în căutare de destin, cu
cum greu, cum greu am, și de rar am mai citit literatura noastră, dar Fănuș acolo are, are această, această forță extraordinară. Deci, iată, tot ce este Fănuș este această îmbinare între omul care era obligat să trăiască în lume și cel care își construiește lumile în care se poate să se simtă confortabil, în care se poate să se simtă el însuși ceea ce este, adică un împărat al literilor românești. Un boem în imaginar, un boem în viața de toate zilele. Dar un om destul de cunoscut ca spirit. Destul de puțin cunoscut. Silvia Cherim, scriitoarea, mă rog, cronicarul de teatru, de film, Silvia Cherim, care a fost căsătorită cu Mircea Veroi, unul dintre mari, nu știu cineaști, povestește în Vederea din Parfumerie, este vorba despre cartierul în care a stat și un Brăilan, Ilarie Voronca. La numărul 20, pe strada Parfumului, a stat Ilarie Voronca, înainte de, de a pleca în Franța. Povestește o scenă care s-a petrecut, care s-a petrecut la restaurantul unui scriitorilor, erau la, în 89 se întâmpla, în decembrie se întâmpla, și stăteau acolo oameni și petreceau victoria sigură a mișcării care urma să aibă loc. Scriitorii au astfel de, simțuri aflate dincolo de ceea ce putem noi, cei obișnuiți. Și atunci în restaurant a pătruns în forță Fănuș Neagu și a zis: băi, nenorociților, voi stați aici și beți și la Timișoara mor oameni. Este un act, e vorba de 16 decembrie, e vorba despre un moment în care prea puțin dintre români puteau să vorbească despre ce urma, ce se întâmpla la Timișoara, nu se știe. Acum se știe, acum e simplu, acum e simplu. Atunci nu știu dacă era atât de comod. Iar această izbucnire a lui Fănuș în restaurantul unui scriitor, unde microfoanele erau peste tot, inclusiv în, spumiere. De cea mai bună calitate? De cea mai bună calitate. Aceasta mie mi se pare că este un act de mare curaj, de, o atitudine a unui cetățean adevărat, așa cum a fost, și cum a știut să fie Fănuș, pentru că el s-a considerat întotdeauna un cetățean al, în primul rând al gradiștei și apoi al literaturii române. Înainte să moară, deci suntem în luna februarie a anului 2011, Fănuș Neagu l-a luat pe Aurel Topciu, un concetățean pe care îl cunoștea bine și care i-a stat până la ultima clipă, i-a stat la Tăpătii, și l-a rugat să ducă la gradiște, să mai vadă o dată, suntem cu câteva luni înainte de moarte, să ducă la gradiște, să mai vadă o dată locurile acestea. Iată cât de îndrăgostit putea să fie Fănuș, aflat în faza finală, în preajma morții. După o lungă și chinuitoare boală. Foarte grea. Și a ajuns la gradiște. Da, a ajuns la gradiște în noaptea aceea, l-a dus înapoi. Aurel Topciu spune că da. Domnul profesor, cu permisiunea dumneavoastră și scuze, o foarte scurtă pauză publicitară și revenim. Revenim după o scurtă pauză publicitară, domnilor profesori, am să încerc să fac o legătură inginerească între faptul că Grădiștea, care este oarecum în mijlocul Bărăganului de Nord, și una dintre preocupările interesante lui Fănuș Neagu, acela de a scrie scenarii. A scris scenariul unui film care, pentru noi muritorii de rând, alții decât dumneavoastră știitori de literatură, Terete, Regele Bălților, a făcut furori la vremea cuvenită și l-a transformat pe Terete, un bandit nefericit, într-un haiduc. L-a transformat foarte bine, l-a transformat într-un film care a prins extraordinar de, mult. Și când spun treaba asta, mă refer la un bărăgan și la o baltă pe care le-a pus deopotrivă la rang de virtute un mare prieten la dumneavoastră, Vasile Băncilă, domnule profesor. Vasile Băncilă, pentru care bărăganul și balta a însemnat tot ceea ce putea să fie mai bun, mai frumos și mai important pentru un brăilean.
Noi ne-am întâlnit de multe ori, am vorbit despre Vasile Băcilă, acum vorbim despre Vlăuș Neagu. O altă preocupare a dumneavoastră. Vă rog. Da. Să facem legătura provocată de dumneavoastră cu Vasile Băcilă și cu această carte pe care aș vrea să o prezint. Cartea este semnată de Nicolae Grigore Mărășanu, un poet al Dunării și al Bălții, care de curând a ieșit pe piață cu celebra trilogie numită Comedia Valahu, trei volume de balade, multe dintre ele dedicate Bălții, dar și volumele anterioare ale lui Nicolae Grigore Mărășanu sunt dedicate Bălții. Chiar și o carte de memorialistică, eseistică, intitulată Locuirea în poezie, scrisă ca interviu cu Viorel Coman. Și acolo dezvoltă tema Bălții și chiar, apropo de Băncilă, vorbește de un spațiu al Bălții, numit de el spațiul deltaic. Vasile Băncilă vorbea de spațiul Bărăganului, dar nu excludea un spațiu al Bălții, ci al apelor, în general. Pe care îl descrie, iertați-mă, în spațiul Bărăganului, în nenumărate rânduri, vorbim despre spațiul Bălții. Da, 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 așa este. Chiar s-a scris un eseu și o carte despre Lucian Blaga în spațiul Bălții. Pentru că Lucian Blaga, în 36, a fost oaspetele lui Vasile Băncilă, care l-a plimbat puțin prin Balta Brăilei. Și așa se plimbe, și am văzut teoriile. E o descriere frumoasă a lui Vasile Băncilă în legătură cu reacțiile lui Blaga, care a devenit într-adevăr trecut și admirativ la acest peisaj al Bălții. Evident că cei doi și-au definitivat teoriile despre spațiu, Blaga cu spațiu mioritic, Băncilă cu spațiu Bărăganului, dar iată vine Nicolae Grigore Mărășanu, care încearcă să conceptualizeze acest nou tip de spațiu, care este spațiu deltaic. Deci eu mi-am propus să vorbesc despre această carte care este destinată cultului prieteniei la Fănuș Neagu. Nu? Într-adevăr, Fănuș Neagu a fost un om iubit de foarte multă lume și dușmănit, fără îndoială, ca orice mare valoare, a avut și mulți dușmani. Dar prieteniile sunt mult mai consistente decât relațiile de adversitate pe care le-a avut. Aici este vorba de o prietenie reală între Nicolae Grigore Mărășanu și Fănuș Neagu. Sigur, diferența de vârstă nu este foarte mare, spre deosebire de diferența dintre noi și Fănuș Neagu. Apropierea de vârstă și de preocupări, dar și de spațiu, pentru că Mărășanu a locuit în București, a fost gazetar la Flacăra, printre altele, și se puteau vedea destul de des. Această apropiere i-a determinat să fie într-adevăr prieteni. Aici avem consemnate câteva pasaje extraordinare, documentare, în legătură cu o călătorie făcută de Grigore Mărășanu cu Fănuș Neagu în inima Bălții, la Maraș. Trei zile au stat pentru documentare. Aici e o chestiune extraordinară. Fănuș Neagu avea un proiect, romanul Scaunul Singurătății, un roman în care multe scene se petreceau în zona Bălții Brăilei, în zona aceasta lacustră. Și Fănuș Neagu, scriitorul, se simțea descoperit, documentat sub acest aspect. El era din Gradiștea și totuși s-a
lipit foarte puternic de, de Brăila, de Dunăre, de Baltă. El, el locuia pe malul Buzăului. Da. Era în zona super meandrată a Buzăului. Era aproape o baltă permanentă. Corect. E adevărat, nu se compara cu, cu Balta Brăila. Direcțiunile sunt alte. Și a simțit nevoia să se documenteze. Și atunci a apelat la Nicolae Grigore Mărășanu să facă această aventură în inima Vâlții. Foarte interesante sunt pasajele și reacțiile și descrierile reacțiilor scriitorului Vănuș Neagu la ceea ce se întâmpla în Balta. Balta devenită între timp insula, insula Mare a Brăilei, adică Ogor, așa mai departe. Nu chiar plată, dar trebuie să... Mă rog. Da. Noi știm acum din alte scrieri ale lui Grigore Mărășanu faptul că el deplânge transformarea Vâlții în Ogor. Cum de altfel știu că și dumneavoastră deplângeți acest proces. Vasile Băncilă tot spune exact acel lucru. Numai că pasajele respective cred că au fost folosite ca reportaje pentru Flacăra în anii respectivi. Așa că aici avem și o ușoară laudă adusă modernității și agriculturii socialiste. Un subiect valabil pentru toată planeta. Nu doar la noi. Noi am copiat la vremea respectivă. Da? Și poate că nu facem neapărat obiectul acestei discuții, dar e de spus că acest proiect de hasanare a Vâlții și transformare, transformare într-o, într-o insulă i-a aparținut marelui constructor de poduri, da? Anghel Salipi, da, la vremea respectivă și la, la Antipod. La cealaltă parte a fost Grigore Antipa, prieten cu familia Caro și mai departe, care a zis că nu e cazul. Că Balta în sine reprezintă o bogăție și așa mai departe. Perioada monarhiei n-a reușit să strângă atâția bani să facă lucrarea, nu, nimic, au rezolvat-o comuniștii. Cu foarte mulți morți, îngropați în digul celor uriași. Iertați-mă. Da. Deci, în această carte regăsim spiritul reportajelor din Flacăra. Pentru cei care nu citim. Da, pe vreo. Așa, da. Dar regăsim și accentele pe care poetul Mărășanu le-a pus pe frumusețea Vâlții originale. Cartea este un compozit de texte și chiar de autori, pentru că această carte cuprinde și vocile unor autori din apropierea lui Nicolae Grigore Mărășanu. Dar ce ne interesează sunt, evident, reacțiile verbale ale lui Vănuș Neagu pe care autorul cărții le surprinde aici. Eu mi-am notat aici ceva din cuprins. Iată o întrebare. Ca între brăileni, când nu ne aude nimeni, voi e dor de fosta Balta a Brăilei? Da, zice Fănuș. Și mie, răspunde reporterul. Dar nu se putea altfel, completează Fănuș. Deci, iată spiritul acesta, în mod de conformism la ceea ce se întâmplă. Cu sau fără voie. Cu sau fără voie, da. Un pasaj important este dedicat exegeților operei lui Vănuș Neagu și, evident, aici se referă pe parcursul la 20 și ceva de pagini, se referă la cartea lui Viorel Coman, intitulată Povestirile magice, Vănuș Neagu, Povestirile magice, dacă acesta este titlul. Un comentariu interesant, frumos, la cartea lui Viorel Coman. Răncoma primește un Vănuș Neagu știut de lume și ne dăruiește un Vănuș Neagu ridicat la putere, zice, cu ușoară răutate
Pentru că mi s-a părut că aici Fănuș Neagu a încercat să sublinieze ideea că Fănuș Neagu este amplificat în cartea lui Viorel Coman, sub aspectul valorii și, mă rog, eu am citit și am și scris despre cartea lui Viorel Coman și aici am descoperit intenția autorului de a refuza să accepte ideile unor critici din ultimele generații care sublineau ideea că Fănuș Neagu în ultimele scrieri a căzut într-o anumită boală literară care este metaforita. Și că de dragul metaforei este sacrificat eticul în ultimele cărți. Aici Viorel Coman a încercat să descopere ceea ce este valoros în Fănuș Neagu din ultimele lucrări și să găsească, de fapt, intenția originară a prozatorului și nu să descopere limitele pe care le-au subliniat criticii din ultima perioadă. Apoi Mărășanu se ocupă de dramaturgul Fănuș Neagu, iată, de la pagina 82 la 107 și se referă la principalele piese. Unele au fost și premiate, s-au jucat la Notara, de exemplu, și la alte teatre. Și, în fine, se descrie foarte mult o piesă care a făcut senzație în epocă, și anume Frumoșii Marilor Orașe. O piesă de teatru care a fost scrisă de alți autori, oameni de teatru, după romanul lui Fănuș Neagu, Frumoșii Nebuni ai Marilor Orașe. Interesant a fost și legătura pe care a avut-o Fănuș Neagu cu teatrul din Brăila, pentru că Fănuș Neagu era supărat pe teatrul din Brăila, s-au refuzat piesele. Era fost director, câțiva trei? Nu, la Brăila, la Național. Național, în 1996. Da. Pe când aici e vorba de anii 80. Și în ciuda faptului că Fănuș Neagu a fost supărat pe Brăila, pe tema asta, totuși, după ce sala Teatrului Maria Filote a fost modernizată și adusă la stadiul de Pirian, s-a jucat acest spectacol Frumoșii Marilor Orașe. De ce an? 80 și ceva, nu mai știu. Deci, găsim o cartă. Da. Deci spectacolul a fost reușit, Fănuș Neagu a fost mulțumit. S-a scris foarte multe cronici laudative pe tema acestui spectacol, care a fost, cum spuneam, inspirat de romanul dedicat Brăilei, nu? Pentru că personajele erau formate din Brăile. Apropo de Brăila, aș fi vrut să atac o chestiune. Apropo de Brăila și de prietenie, cred că una dintre cele mai bune prietenii literare a fost între Fănuș Neagu și Brăila. Nu? El n-a locuit în Brăila. Nu s-a format prin conexiune cu orașul acesta, dar s-a generat un atașament fantastic față de orașul Brăila, care a devenit un fel de mit literar, nu? Inspirat fără îndoială și de Panaiotis Stratie. Iar și spus de altfel, da, cât de mulți scriitori au plecat de aici din Brăila. Da, sigur. Eu, de fapt, am publicat în revista Excelsior prin anii 90 către 2000, probabil, nu știu. După apariția romanului la Estul de Europa, la Răsărit de Asii sau ceva în genul ăsta.
Acuz de Europa Răsărit de la Sigur. Așa s-a numit. Și articolul meu s-a intitulat Ivit din adorația Brăilei. Un articol destul de lung, aș spune, și care am analizat tema asta a prieteniei Bifonuș Neagu față de Brăila. Interesant e că în această carte a lui Nicolae Grigore Mărășanu asistăm la un dialog fantastic cu privire la cârciumile din Brăila. Și Fănuș Neagu a rămas siderat văzând că Nicolae Grigore Mărășanu avea în minte mai multe nume de localuri de cârciumă. Și l-a întrebat, cum? De ce știi tu mai multe decât mine? Și la casă, pentru că Nicolae Grigore Mărășanu, nici el n-a copilărit la Brăila, n-a avut tinerețe, a avut o școală profesională de un an sau doi la Brăila și cam atât. Dar avea destule rude. Avea unchi. Sora lui. Sora, da. Și aflat foarte multe lucruri despre viața cărțumilor, pe această cale. În al doilea rând, el a fost în relații foarte bune cu Nică Petre, cel din Brăilița, care și el era foarte documentat în legătură cu cârciumele din zona, zona podului Brăiliței și legeamuri late. Și pentru Brăilei, efectiv, de ce? Da, efectiv, Fănuș Neagu pare invidios pe această enciclopedie privitoare la cărciunile vreile. Domnule profesor, iertați-mă o secundă, dar simțul umorului, de care eu știu câți dintre dumneavoastră l-ați studiat, dar cu siguranță l-ați încercat, simțul umorului foarte abil al acestui deosebit scriitor, cred că poate fi regăsit în simțul umorului brăilean. Brăila are un simț al umorului diferit de al celorlalte comunități ale orașelor din România. Aici există ceva mai subțire, mai acil, aproape răutăcios, se poate spune. Brăile de Jet de Jet, care în persoană spunea la un moment dat Mihai Maxim, regretatul turcolog, că înseamnă de moși strămoși, da? Pentru noi înseamnă de fapt un stil de a glumi, de a trăi. Acesta este și pe care l-am regăsit cu mare pasiune în cele câteva scrieri ale lui. Probabil că și de aici această apropiere interesantă, această dragoste față de Brăila, pentru că el n-a trăit în Brăila. Aproape niciodată, el București mai degrabă l-a trăit din plin. Și acolo chiar și ea multe edificii, dincolo de biblioteci. Da, însă în Brăila își refăcea forțele. Adevărat de multe ori. Brăila era zona care îl alimenta energetic. Poate tocmai pentru că literatura lui este plină de mitul Brăilei. Nu? El a stat pe drumul, chiar la jumătate, dar a stat pe drumul dintre Brașov și Brăila, care se cheamă Râul Buzău. Între Brăila și... A existat de mai bine de 400-500 de ani o autostradă, da? Pe care Bunul Dumnezeu a construit-o pentru noi și care a legat Brașovul de Brăila. De aceea, apropo de simțul umorului, și zgălăție ne spun despre noi cum blăm cu brăile. Sigur ați auzit acest termen. Dar noi cu toți am trăit cu expresia de brașoave. Erau brașoave și brăile pentru că ei, comersanții, erau brăileni și brașoveni deopotrivă, umblam cu diverse. Căci făceam cu comers. Brașoave și cu brăile. Cu brașoave și cu brăile. Dar cele 4-5 minute care au rămas de această frumoasă emisiune, domnule profesor, da? Mi-ar plăcea să aud un punct de vedere despre omul prietenul Fănuș Neagu. Evident că orice scriitor brăilean m-a atras ca un magnet personalitatea lui Fănuș Neagu și am participat la multe din întâlnirile cu acest uriaș scriitor. Evident că am simțit întotdeauna că mă intimidează, mă înhibă, pentru că vulcanismul pe care îl dovedea, verba extraordinară în discurs, mă depășea toate astea. Eu sunt o fire mai retrasă, nu am spontaneitate, replică și de aceea am stat mai mult spectator.
dar l-am admirat pentru puterea uriașă cu care făcea față unui auditoriu. Știa ce să spună ca să capteze acest auditoriu. Multe din vorbele pe care el le-a adresat la diversele întâlniri mi-au rămas în memorie. M-au impresionat. Și evident, pe lângă acestea, sigur, am rămas în minte cu foarte multe expresii din scrierile lui. Foarte multe elemente de univers pe care el a reușit să le cristalizeze în cărțile lui. Fără îndoială, are dreptate Nichita Stănescu care spunea că eu și cu Fănuș suntem poligloți ai limbii române. Eu știam expresia asta doar pusă în legătură cu Nichita Stănescu. Spunea despre sine, dar în această carte am aflat că Nichita Stănescu a extins această vorbă și la descrierea personalității lui Fănuș Neagu. Și are dreptate. Adică Fănuș Neagu este un uriaș în ce privește stăpânirea limbii. Este efectiv un creator de limbă și un scriitor unic din, în ce privește modul în care a întrevăzut sensurile ciudate, adesea piezișe ale limbii române, așa, cuvintelor de limba română. Domnule profesor, cu mare părere de rog, trebuie să vă spun că această emisiune a ajuns la în sfârșit. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru demersul pe care l-ați făcut și ajutorul deosebit în a vorbi despre om în cele două ipostase pe care v-ați l-ați prezentat. Să le mulțumesc celor de la Școala Fănuș Neagu pentru că aici ne aflăm și nu am vrut să spun de la bun început pentru că va mai urma o emisiune. Voi mai avea un invitat pe care am să-l chinesc întrebările mele, așa cum bine v-ați obișnuit. Școala Fănuș Neagu de aici, din Brila, care la intrare are acest gust frumos. Și să vă doresc o seară bună, dumneavoastră, și telespectatorilor.